Mulțumim din inimă pentru toate rețetele tale, dragă Jamila. Doamna, una din regulile de bază ale jurnalismului este să-ți întrebi interlocutorul încă de la început cum îl cheamă. Vă rog să vă prezentați. Mă numesc Tecovram Gianina, am 33 de ani aproape și sunt din București. Din București. Sigur din București, da? Sigur din București. Nu din Maroc. Dar vi s-a întâmplat să vă bănuiască cineva ca venită de acolo? Da, că aș fi arăboaică sau marocancă și că aș vorbi foarte bine limba română pentru o străină. Și având e de la culoarea părului sau de ce? De la nume, de la Jamila. De acolo. Și având în vedere că ai mei sunt olteni, nu prea am mare legătură cu Marocul pe partea asta. Deci prima știre e că Jamila e din Oltenia. Adică părinții Jamilei sunt din Oltenia, cred că s-a născut în București. Am risipit un mit. Da, un mare mit. Deci Jamila nu e arăboaică, nu e marocancă. Nici măcar franțuzoaică. Nici măcar franțuzoaică. Jamila Avram Staicu e într-un fel o enigmă. E originară din București, are 33 de ani, absolventă de relații internaționale. Și a ales un nume exotic, Jamila Cuisine. Probabil că acesta este primul care a intrigat și care i-a făcut pe oameni curioși. Cu toate astea, continui să te întreb, de ce 1 milion de persoane îi urmăresc canalul de YouTube ca să vadă rețetele pe care le face ea publice? De ce nu sunt alții la fel de populari ca și ea? Ce are ea în plus față de restul lumii? La asta vom încerca să găsim răspunsuri astăzi la rețeaua de YouTube. Ăsta a fost primul avantaj, da? Că lumea s-a oprit mai întâi la acest vlog. La momentul la care am început eu, pe YouTube nu se mai făcea conținut pentru rețete video. Asta în 2012, când am început noi. Și cred că am avut avantajul de a fi singurii la momentul acela. Deci oamenii încercaseră, au văzut atunci când am mers, poate că nu era momentul, și au renunțat să mai facă conținut video. Și atunci a venit Jamila și da, într-adevăr, eram oarecum exotică, era numele ăsta. Am ales numele pentru că eu voiam să fac rețete marocane la început, exclusiv rețete marocane, soțul meu fiind marocan, de aici legătura mea cu Marocul. Și am fost atât de entuziasmată și atât de copleșită de condimentele lor și de modul lor de a găti, încât am zis că noi românii suntem fraieri, că nu gătim cu atât de multe condimente. Și am spus și mamei, am venit acasă și am zis că noi suntem niște fraieri, că noi nu gătim ca ei. Astăzi vom face împreună tocană marocană cu carne de vită, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Chimion, piper, curry, sare și curcuma. Mama din Oltenia cu ce? Mama din Oltenia cu o ciorbă. Cu ciorba ei clasică și cu mâncare clasică și cu sare, piper și boia. Acolo se terminau condimentele ei, mai mult de atât nu punea. Se gătea tare acasă? Da, se gătea. Sunt copilul ăla care a avut tot timpul în frigider felul principal și ciorbă. Ca mulți dintre noi. Ca cât că toți dintre noi. Noi nu mâncam mezeluri doar așa de, nu știu, de poftă. Nu aveam o masă care făcută din mezeluri. Mama ura chestia asta. Și atunci mi-aduc aminte că doar pentru sandvișuri pe la școală sau când plecam prin excursie, în rest aveam mâncare gătită. Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi împreună ciorbă de legume și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. În București unde locuiești? Locuiesc și acum în sectorul 6 undeva în Giulești. În Giulești. Sunt născută la maternitatea de acolo, deci niciun Maroc. Ai mei au gătit tot timpul și a gătit și tata. Și eu găteam foarte mult cu tata, mai ales de sărbători. Meniul de sărbători era făcut de mie și de tata, pentru că mama lucra în ture. În 2012 am început. În 2012. Deci e un pic mai recent. Am început și tot cu un blog cu poze. Mi-am făcut un blog din acela gratuit și am început să fac rețete cu poze, cu condimentele marocane ale soacrei mele pe care le-am adus cu mine din Maroc. De fapt, hai să dăm povestea până la momentul ei T0, în care a apărut soacra. În care a apărut soacra. Soacra a apărut la 21 de ani ai mei, când m-am căsătorit eu cu cetățeanul marocan cu care sunt încă căsătorită. Și... Cum, tu fiind o fată din Giulești, da. Care l-ai găsit pe marocanul cu pricina unde? Pe internet. Și am vorbit cu marocanul cu pricina vreo 2 ani de zile. Și a fost așa, nu știu, doar vorbeam, nu avea nicio... N-am crezut că va merge mai departe. Și la un moment dat, după 2 ani, băi, ori ne vedem și noi doi față în față. Care, cum? Că la epoca respectivă, cred că internetul nici nu era atât de prietenos apropo de cupluri viitoare. Adică nu erau site-uri de întâlnire. Adică, păi, ca să vă spun că am început dintr-o prostie și eu am vorbit aproape toată viața mea franceză. Din clasa a doua am început franceză și atunci am fost și la liceu cu predare în limba franceză și mama era înnebunită după chestia asta să mă vadă pe mine vorbind în limba franceză cu francezi nativi. Și mi-a zis, intră și tu pe un site din ăla de chat să vorbești cu francezi, cu un francez, să te văd cum vorbim cu ei. Și atunci, bun, am intrat pe un chat din acela din Franța și am dat de un marocan, nici de cum de un român, care la rândul lui vorbea și el franceză.
Și de acolo a început tot. Am vorbit noi și a durat vreo 2 ani de zile toată vorbăria noastră până ne-am făcut curaj să ne vedem. Ne vedeam pe webcam, ne-am văzut în poze și atât tot. Nu ne-am văzut, nu ne văzusem față în față. Și l-ai adus aici sau ai plecat în Maroc? N-am plecat în Maroc, că nu m-a lăsat mama. Și a zis să vină marocanul. Și a venit marocanul. Fioros. Nu, foarte prietenos și slăbuț. El arătând exact ca orice vecin din Giulești, da, de fapt. Exact, da, exact, fiind alb și era și foarte slab la momentul ăla, făcea sport de performanță, nu mai face din păcate. Ce să facă dacă și-a făcut nevasta specialistă în bucătărie, trebuie să deguste tot ce faci tu. Vă dați seama că el a venit dintr-o țară exotică unde se mănâncă cu totul altfel și noi l-a venit în preajma Crăciunului și noi am făcut piftie. Și se uita la ea așa și vedea că se mișcă și nu înțelegea ce mâncare aia, care arată ca o gelatină și se mișcă și are gust de usturoi. Ceea ce și era, da. Ceea ce și era. Și s-a părut foarte ciudat că noi mâncăm o chestie rece cu usturoi care se mișcă așa și nu i s-a părut deloc prietenoasă mâncarea aia. Așa am început eu prima dată să gătesc mai mult, încercând să fac lui mâncare din Maroc. Astăzi vom face împreună harira sau supă marocană, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ați ars repede etapele? Adică l-ai convins repede că România va fi țara lui? N-a trebuit să-l conving. Între luni ne-am căsătorit, de atunci am rămas împreună. Am vorbit 2 ani de zile, n-am mai avea sens să mai stăm încă. Nu mai era nimic de spus. Nimic, absolut. Hai la bucătărie. Exact. Da. A început să scrie. Dacă nu știam un cuvânt, îl scria în franceză, cum mi se părea lui că se aude și am învățat foarte repede. Și a început să dea cu mama. Da, stăteam cu părinții mei și cu fratele meu și l-a ajutat și asta că am stat cu ei mei în casă și vorbea foarte mult cu ei mei în română. Nu avea prieteni marocani la momentul ăla și nu vorbea nici în arabă, nici în limba lui, în berberă. Și atunci a vorbit în română foarte mult și l-a ajutat să învețe limba atât de tare cât acum este și cetățean român, că a dat examen de cetățenie, a învățat foarte mult și pentru examen de cetățenie și acum este și român. Așa sunt și copiii noștri acum, și marocani și români. Hai, ia pupă pe tati. Mua! Și pe mami. Mua! Hai și pe bebe. Copiii având unul 3 ani, fetița, da, are 3 ani. Fetița, da, cea mare are 3 ani și băiețelul abia 3 luni. E foarte mică, are 3 luni, da. E foarte mic și drăgălaș. Și... Având în vedere ritmul în care apar rețetele la tine pe... Asta este unul de dezavantaje. N-am putut nici la Sara, nici la Ryan, la băieții meu, să mă bucur de perioada asta lor de început de viață, pentru că a trebuit să revin foarte repede cu rețete. Nu am putut să stau foarte tare, pentru că oamenii mă așteaptă. Tot timpul mă așteaptă cu vreo rețetă nouă. Câte sunt acum? Rețete? Da. Ne apropiem de vreo 700. Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila. Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună brioșe pădurea neagră, burger de curcan cu quinoa, budincă de griș, înghețată piña colada, langoș cu smântână și cașcavat. Visul Gianinei a început în 2012. Au trecut 8 ani de la momentul în care în bucătăria de bloc a mamei ei a început să gătească. Și arăta la început mâinile, pentru că era sfioasă și pentru că îi se părea că rețetele pe care le-a învățat de la soacra ei din Maroc ar trebui să le știe și ceva prieteni, sau poate rudele din Oltenia. Nu și-a închipuit nicio secundă că va deveni populară atât de repede și că atât de multă lume, atât de mulți români de peste tot din lumea asta o vor urmări, îi vor căuta ciorbele sau brioșile sau vor încerca să vadă dacă le iese un cozonac așa cum îl face ea. După 8 ani, visează la un studio de televiziune care să-i poartă numele, are un copil abia născut, un băiețel și o fetiță de 3 ani. Și cu toate astea, povestea merge mai departe, fără ca cineva să oprească să intre de câteva ori în bucătărie, fără să o împingă nimeni, de bunăvoie. Am început la mama în bucătărie cu oalele ei pe care le avea și nu era wow, cu lumina din plafon care era galbenă și oribilă. Și le mai aveți încă postate pe acelea, da, filmate așa? N-am șters nimic, canalul este exact așa cum a început. Cel mai frumos, ingredientele uscate, aceste bucăți mari de cacao rămân întregi. La început erau doar mâinile tale, mi-amintesc că primele rețete nu te arătau pe tine sau cred că mult timp. Vreo 2 ani, cred că nu m-am arătat deloc. Eu sunt fote timidă și emotivă și mi s-a părut o idee foarte proastă. Că vocea ta de pe înregistrare e diferită față de vocea ta din realitate sau de la telefon. Așa arată brioșele noastre de ciocolată. Sunt extrem de pufoase și au un gust bogat de cacao fără a fi amărui. Da, mi s-a spus asta pentru că atunci când eu fac rețete... Ești puțin stresată? Nu neapărat că sunt stresată, vreau să fiu mai profi. Vreau să merg să fiu scurtă și la obiect și să-i arăt omului ce vrea să vadă de la mine și atât. Nu-mi place, da, să mă lungesc. Da, un pic tehnică, așa, un pic metalică, exact, vocea. Exact. Mi se pare că dacă vorbesc, cum vorbesc eu de obicei, n-aș fi luată foarte mult în serios. Așa că vreau să fiu mai profesoară.
Pizza margherita este gata. Am lăsat-o în cuptor pentru 12 minute. Ei nu voiau să mă vadă pe mine neapărat, să-mi vadă fața. Ei voiau să vadă rețetele alea făcute bine. S-o crezi tu. Ei mor de curiozitate să-ți vadă acum, și da, fața. Acum, da, da, da. Acum, dar la atunci început, chiar i-a intrigat faptul că tu nu dar ești de stai decât ca voce. Înainte să mă arăt eu cu totul, am întrebat comunitatea. Și surprinzător, cam 7 din 10 oameni nu voiau neapărat, nu țineau neapărat să mă vadă pe mine. În Maroc, când soacra mea gătea, mi-am luat frumos un caietel eu, atunci am început eu cu caietelul și îmi notam tot ce face ea și ce condimente pune și în ce ordine le pune și apoi am venit acasă cu caietul, l-am pus pe masa de la bucătărie și am început să recrez rețetele ei și să fac tajinul ei, să fac cuscusul ei și atunci am văzut că ies foarte bine, deși eu n-aveam experiență. Am stat 3 secunde și m-am gândit, oare cum de mi-e că nu mă așteptam să-mi iasă gustul din Maroc. Peste carne voi pune în jumătate din boia, jumătate din cantitatea de cumin și un pic de pătrunjel, tot așa cam jumătate. Și după un timp te gândi că ar fi bine să le filmați. Adică ăsta mi se pare un tot soțul o chestiune a venit ideea, plină a de curaj. Adică te-a pus să filmezi mânuțele nevestei care gătea. El a vrut să mă filmeze, eu am zis că nu. Pentru voi la început sau s-a gândit că hai să le punem pe YouTube să vadă oamenii mâncarea marocană. Și am spus nu. I-am spus din start nu, nici măcar n-am vrut să negociez. Am zis nu, că nu vreau să râdă lumea de mine, să-mi spună că sunt așa, că sunt pe dincolo. Știam că atunci când te filmezi și apari în fața oamenilor, nu te ieși vulnerabil. Da, vulnerabil, exact. Da. Prima dată am pus subtitrări, n-am vrut nici măcar să mă aud eu vorbind. În primul clip sunt subtitrări cu ce ar trebui să facă pas cu pas. Apoi am zis, bine, vorbesc, dar vorbesc după ce filmez. Nu punem acum foarte multă zeamă, pentru că cuscusul se servește împreună cu un bol cu zeamă, pentru ca fiecare să-și pună. Atunci m-am înregistrat după ce am filmat rețeta și la un moment dat am zis, stai mă, nu ne mai chinuim, hai să vorbesc în timp ce fac rețete, că nu o fi atât de greu. Bună ziua, dragii mei, eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea. A fost greu, era oribil la început de greu, dar cu timpul m-a ajutat foarte tare. Că și când au început să apară vizionările? Chiar de la început? Da, asta a fost, cred că asta m-a încurajat, că surprinzător au început să mă urmăresc cu oameni pe care nu-i cunoșteam. Eu am crezut că o să fac rețete pentru mama, verișoara mea de la Craiova și și soacra din Maroc. Și soacra din Maroc sau prietenele mele din liceu, facultate. Dar au venit oameni străini pe care nu-i cunoșteam și am început să crească vizualizările și oamenii să-mi ceară rețete în continuare. Și atunci am zis, ok, nu facem doar rețete marocane, ci am început să facem rețete românești. Și rețete românești, rețete internaționale, rețete în general. Și acum punem foarte tare preț pe comunitate. Dar știai sau le-ai învățat înainte? Ce mă, le exersai înainte de filmare? Tot timpul le testez și acum. Nu știam, vă dați seama că nu știam toate rețetele, era imposibil să le știu. Aveam cărți de bucate, mă uitam, mi-am luat din Maroc vreo... Cred că am vreo 20 de cărți de bucate în limba franceză pe care tot ce am găsit într-o librărie la capitolul culinar, am luat tot. Cred că s-a speriat femeia de acolo, cred că am mai cumpărat cineva atâtea cărți de bucate. Mă uitam pe internet atunci pentru rețetele românești, mă duceam la mama, pentru rețetele din copilăria mea mă duceam la bunica, așa cum mă mai sun și o mai întreb ceva ce am mâncat eu în copilărie și voiam să fac pe canal. Bunica unde e? Bunica acum locuiește cu mătușa mea, cu sora mamei. Și are 73 de ani. Din Oltenia. Da, din Oltenia, este din Dolj. E singură pentru că bunicul meu a decedat, deci e văduvă și are... E foarte greu să stea singură. Și atunci locuiește cu mătușa mea. Îi plăcea să gătească. Da, bunica a gătit tot timpul, că vă dați seama. Bunica nu cumpăra nimic în afară de, nu știu, poate fi de acasă, nu făcea tăieții în casă, nu făcea. Tot timpul. Ce se gătește în Oltenia în mod special? Adică nu, chiar nu știu. Știu că e carne e la preț mare. Da, carne friptă, exact. Da. La noi se face foarte tare saramura de pui, care în alte zone nu se face. Se face mult saramura de pește, știți, peste tot e de pește. În zona Olteniei se face cea de pui, care e absolut delicioasă, cu carne friptă pe cărbuni. Se gătește cu foarte multe legume, mai ales vara. Ei mănâncă foarte multe legume și ciorbe cu foarte multe legume. Nu e ca în Ardeal unde se mănâncă totul cam cu carne sau cu afumătură. În Oltenia nu. A fost partea mai săracă a României și atunci aveam mai multe deci mâncare mai sănătoasă. Da, mai sănătoasă decât cea din nord sau din vest. Bunica gătea foarte mult cu legume și noi mâncam carne o dată pe săptămână. Mi-aduc aminte când eram la bunica, tăia o găină sau un cocoș o dată pe săptămână. Noi nu mâncam carne ca acum, fiecare zi sau nu știu, la două zile, nu exista. Cel mai mult ne bazam pe legume, mâncam pește. Mi-aduc aminte că bunica tot timpul avea grijă să cumpere pește, avea oameni care veneau cu pește și da, și cumpărau pește și nu mâncam atât de multă carne ca acum. Această fritata este de fapt o omletă la cuptor, așa că vom începe să o gătim pe plită și o vom termina de gătit în cuptor. Și ciocolata?
nu prea aveam ciocolată la țară. Când veneau ai mei de la București, da, atunci ne aduceau ciocolată și suc și bunicul meu ne aducea Eugenie. El lucra la electroputere la Craiova. La Craiova, da, și venea în fiecare seară cu Eugenie, cu pufuleț, dar nu venea cu ciocolată. Și ne aducea franzela aceea turcească pe vremea aia, cea pe care o făceau turcii, arăta foarte bine și era așa super bufoasă. Pâinea bunicii era densă. Ea făcea pâinea aia în țest. Tu iubești să vorbești despre mâncare. Da. Și despre copilăria mea și despre ai mei și pentru că cred că pornești din familie, pentru că ai mei tot timpul au gătit. Mă duceam, îmi luam bunicii oalele din casă, vă dați seama, și mă duceam în grădină, ca să înțelegeți, puneam pirostrii, făceam focul și făceam mâncare acolo. Puteam să fac o nenorocire, să dau foc la ce era pe acolo prin jur, dar asta făceam și mi-aduc aminte acum și acum fac legătura între gătitul ăsta care a fost în viața mea de la început. N-am conștientizat o perioadă lungă de timp, pentru că apoi de a veni școala și franceza mea și visele mamei de a fi fisa profesoară și de a face ceva extraordinar și nemaipomenit. Și eu nu mă vedeam niciodată lucrând într-o multinațională. Ea mă vedea corporatist acolo să fac asta. M-aș fi văzut profesoară. Sincer că îmi place foarte tare să predau altora, ceea ce Stop. Și fac. Ce spune mama acum despre tine? Mama acum e foarte mândră. La început n-a crezut nici că voi face din asta un job full time. Păi acum e propria ta multinațională. Da. Și sunt și patron, sunt și angajat, eu dau și cu MUP, eu... Plus că avem Maroc, deci putem spune că este chiar... Un pic internațional. Da. Da. La început ai zis că o să fie un hobby, că nu și-am imaginat că mă voi putea întreține din asta. Și am zis, nu vreau, că eu asta vreau să fac, că nu vreau, nu vreau. Nu se va ajungă bani să vă plătiți facturile și o să vezi că o să vii să-mi spui că nu ai bani de facturi. Nu s-a întâmplat niciodată să nu avem bani de facturi, deci am chiar și la început. Atunci a funcționat treaba asta și am avut încredere în mine și cred că soțul meu mi-a dat foarte mare încredere. El a fost cel care îmi spunea, o să meargă, o să vezi, o să meargă bine, o să meargă bine și la un moment dat asta s-a și întâmplat, a mers nesperat de bine. De fapt, el a fost, știi cum, el a fost impresarul, creatorul tău. Da. Eu am venit cu numele de Jamila Cuisin, restul a venit ieși. Tu venind la Gianina ta din Giulești. Da. Bună ziua, dragii mei! Avem pentru voi niște vești minunate. După ce am lansat primul volum al cărții de bucate Jamila Cuisin, cele mai iubite rețete, vă anunțăm câte cărți ai emoție, până acum? Am două cărți de bucate, care bineînțeles că au fost bestselleruri. Am în două, au mers extraordinar de bine. Da, cum sunt lipsită de modestie, dar mă așteptam să meargă pentru că cei din comunitatea mea le cereau. Minunat. Și cer și acum volumul 3 din cele mai iubite rețete ale Jamilei. E ca un fan club, știi? Adică clubul ăsta nu e doar pentru mâncare, e și pentru tine. Mă întâlnesc cu oameni zilnic pe stradă, e imposibil să ies din casă și să nu fie cineva care să vină să mă îmbrățișeze, să îmi facem o poză. Imediat ce le voi semna, pentru că fiecare carte din precomandă va avea autograful meu. Atunci îmi dau seama foarte tare cât de popular este proiectul Jamila Cuisin. Când văd oamenii de pe stradă care zic, uite-o pe tantea aia care gătește, uite-o pe Jamila, hai la Jamila! Astăzi vom face împreună pâine nan cu usturoi și unt, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Dar tot timpul spun ce sunt, eu spun că-s blogger, ei nu vor de la mine să fiu un bucătar, ei nu vor ca eu să pun panseluțe în farfurie și să vin cu penseta și să fac... Dar mi-ai cerut să avem întâlnirea asta într-un restaurant. Păi dacă eu gătesc, unde puteam să vă spun? Dar gătești în fiecare zi acasă? Da, dar fac lucruri simple. Adică nu vă imaginați că mă apuc să fac, nu știu, ceva foarte elaborat, pentru că am și doi copii mici. Da. Da. Deci ce faci de mâncare zilnic? De obicei trag carne la tigaie cu legume, fac pește la grătar, în cuptor, fac mâncare care se face repede, ușor, fac salate, nu știu, mâncare simplă, nu știu, dacă fac destul de rar și ciorbă. Desert? Desert nu prea fac pentru rețete, nu mai fac pentru noi. Imposibil să n-am săptămânal ceva de la Jamila în care trebuie consumat. Exact, da. De obicei împart cu ai mei, ca să nu mâncăm noi tot, fac fain frumos porții și le trimit alor mei și atunci mai scăpăm de ispită. Că și acum am în frigider o ispită cu ciocolată și ai zis mamei acum când pleci o iei cu tine și să nu mai fie și gata. Și tot timpul facem așa. Și înțeleg că ciocolata e slăbiciunea ta numărul 1. Da, îmi place foarte tare și mie și tatălui meu. Eu cu tata suntem cu ciocolata, cea amăruie, cât mai neagră posibil. Mama și cu fratele meu preferă mai mult vanilia și fructele și deserturile așa mai albe, ușoare, da. Da, mai ușoare și mai albe. Noi suntem cu partea neagră întunecată cu ciocolata. Sara iubește ciocolata și încerc foarte tare să-i dau minimul de ciocolată pe zi, adică așa un cubuleț, să ne limităm la un cubuleț, cred că ar fi capabilă să mănânce ciocolată. Cred că în burtică la mama ei auzi ceva rețete. Da, și cred că am mâncat și ceva ciocolată prin mama ei, prin cordonul ombilical. Sigur, am mâncat niște ciocolată cât a stat ea înăuntru. Astăzi vom face împreună ciocolată de casă, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Trebuie să vă mișcați destul de repede pentru că ciocolata se întărește în câteva minute.
o puteți tăia în bucăți. Deci ați început cu o intuiție excepțională, amândoi, să construiți un lucru care a ajuns mare. Da. Când stau un milion de oameni și au făcut un cont și au decis să fie urmăritorii tăi pe un canal de YouTube, se cheamă că sunteți mari. Aveți planuri? Da, avem planuri, dar... Un restaurant? Nu vreau restaurant deocamdată, pentru că având un restaurant ar însemna pentru mine să fiu acolo zilnic. Dacă ai un restaurant, trebuie să te ocupi de el. Copiii sunt mici? Copiii sunt mici, ar trebui să nu mă mai ocup de Jamila și eu vreau în continuare să mă ocup de Jamila pentru că este cel al treilea copil al meu. Și am zis că următorul pas va fi un studio pentru Jamila Cuisine. Am zis că merită și Jamila Cuisine, un studio așa mare. Și n-ai început să ai studenții tăi, studenții Jamila Cuisine? Da, nu, e mult spus studenții. Vreau să vină oameni care să gătească cu mine alături de mine lucruri simple. Niciodată nu mă voi crede bucătar. Un bucătar este un om care stă în bucătărie zi lumină, care muncește într-un restaurant zi lumină, acela se numește un bucătar. Noi restul suntem blogger culinari și facem asta pentru că ne place, facem în bucătăria noastră, nu gătim pentru publicul larg, clar, nu gătim pentru populație, gătim pentru ai noștri și la un milion de oameni se cheamă public larg. Da, dar nu le dau lor fizic mâncarea și o gătesc singur cu ajutorul rețetelor mele. Cine spală vasele după ce gătești? Am o mașină spală vasele, care este prietena mea cea mai bună. Vine mama sărmana, există, da. Dar totuși, oalele alea mari și castroanele. Vine mama sărmana, mă ajută, le spăl și eu, spăl și eu, spală și mama sărmana. Când vede chiuveta, se duce direct în bucătărie și mine spală și nici măcar nici nu comentează, nu. De multe ori lumea nu gătește când n-are chef să mai spele tot ce înseamnă. Asta zic, atunci când nu vrem să spălăm vase și vrem să ne servească cineva, la restaurant și atunci și fii bucătar, gătesc pentru noi. Că asta le este rolul. Când vrem să gătim noi pentru noi și pentru ai noștri, mergem la Jamila, ne uităm pe net și gătim pentru noi. Îți place să dai mese? Da, îmi place foarte tare și de obicei eu dau mese, v-am spus, oamenii sunt destul de intimitați să mă invite să mănânc la ei, până și mama când face o prăjitură îmi spune, am făcut, dar să știi că lumea e și bine, așa nu-ți mai aduc să vezi că sigur mă critici și nu-ți mai aduc. Vom pune ciocolată peste fiecare biluță, iar apoi vom pune peste fiecare bombonele colorate. Sunt chestii sofisticate pe care le faci, pe care chiar te gândești că le-ai învățat de la bunica sau de la mama. Cozonacii, care nu ies oricui. Am observat că atunci când ți-e frică de o rețetă și ți-e frică că nu o să-ți iasă, păi nu o să-ți iasă. Eu chiar cred că îți pui energia ta pozitivă sau negativă în mâncare. Ce ți se pare foarte sofisticat, foarte greu de realizat, chiar dacă nu ți-e frică, să zicem? Macarons, de exemplu, sunt prăjiturile alea franțuzești colorate, făcute din migdale și cu foarte mult zahăr, da? Sunt minunate. Sunt școli întregi pe care pregătesc cofetarii pentru macarons. În Franța se face școala doar pentru macarons. Care e condiția fără de care n-ai ce să cauți la desert? Să respecti gramajul, să respecti timpii de coacere, să ai răbdare pentru fiecare etapă, ce trebuie să faci ca să-ți iasă un tort? E cam tot ce ați spus, în primul rând ingredientele. E clar, nu mă apuc. Dacă nu avem cântar și nu cântărim ingredientele pentru prăjituri, atunci nu ne mai apucăm de prăjituri, clar. Pentru că nu o să ne iasă, nu punem niciodată la ochi cât trebuie, câtă făină, cât lapte, cât zahăr, nu. Pentru că și 10 grame, 20 de grame de făină în plus îți modifică consistența aluatului. De exemplu, eu nu fac clătite după ochi. Nu fac pentru că mă enervează să mă... Să... Încep să fiu atentă. Da. Cred că niciodată nu mi-am putut închipui că stau să nu le fac, eu le cântăresc. Nu, mi le cântăresc pe toate, pentru că tot timpul pun mai multă făină decât trebuie și mi-e prea gros. Da. Tot timpul trebuie să-mi testez două clătite să văd dacă sunt ok. Atunci nu, îmi iau rețeta mea pe care o știu de atâta timp, știu că funcționează și că adică, nu mai e nevoie ce să trebuie respectat? Hai că dacă acum le-am ajuns, considerând clătitele, sunt o chestiune care trebuie să aibă o rețetă respectată. În primul rând, clătitele trebuie să aibă ouă. Mă enervează rețeta de clătite cu un singur ou sau cu niciun ou. Nu facem clătite Câte fără ouă. Eu pun destul de multe ouă, pun între 4 și 6 ouă pentru 20 de clătite. Între 4 și 6 ouă, depinde de rețetă. Am o rețetă cu 6 ouă, am o rețetă cu 4 ouă, la 20 de clătite. Adică nu la 3, 4, 5, dar avem nevoie de ouăle alea care să le facă fragede în primul rând, să nu se facă bărcuțe a doua zi, să nu se usuce, că de obicei ați văzut clătitele a doua zi. Apă minerală sau lapte? Și lapte și apă minerală. Punem lapte și apă minerală o treime, să spunem, sau un sfert din cantitatea ulei de lichid. Ulei de floarea soarelui? Înăuntru eu pun unt topit pentru tigăile de acum care sunt extra mega antiaderente. Nu avem nevoie de ulei. Aproape că nici nu vreau să mai știu ce-mi lipsește la clătite. Dragii mei, clătitele cu cacao și cremă de mascarpone sunt gata, arată foarte, foarte bine. Crema s-a întărit suficient și este foarte gustoasă. Ce facem cu valul ăsta de oameni care își dorește să slăbească, să trăiască sănătos, să mănânce cu cât mai puține calorii, dacă se poate fără gluten? E Jamila pentru ei? Da și nu. Eu sunt o carte de bucate online. Dacă eu fac tort de 3 ori pe săptămână, eu nu-l fac ca tu să-l faci de 3 ori pe săptămână și să-l mănânci pe tot. Eu ușor de spus, da? Eu îl fac atunci când tu ai nevoie de un tort pentru o aniversare, pentru o ocazie specială, să-l găsești la mine. Dar nu înseamnă că dacă eu fac prăjituri zilnic, ar trebui să le faci tu zilnic.
pentru că această ciorbă este făcută după rețeta bunicii mele din Oltenia, nu voi pune deloc borș în ea, ci voi acri cu roșiile pe care le-am pus, așa că voi, dacă doriți, puteți adăuga o carnă de borș sau după gust. Rețeta de ciorbă de pui ca la bunica în Oltenia este gata, o puteți servi cu ardei iute, cu puțină smântână și neapărat cu multă poftă. Adică vin oltenii să ne învețe pe noi moldovenii cum să facem o ciorbă. Deci chiar în halul ăsta am ajuns. Păi nu neapărat să ne... Adică sunt, vă dați seama că câți moldoveni sunt care nu știu să gătească. Sunt fetele de 20-25 de ani care nu au mamele aproape. Așa. Ați văzut că este exodul acesta de români și românii sunt peste tot în lume, departe de familie, din păcate. Și atunci am foarte multe fete din românce din afara țării. Și scriu? Da, scriu că le lipsește mâncarea de acasă, din Moldova, din Ardeal, din Oltenia, din toate părțile țării. Deci ați învățat să faceți de toate, da. Din toate zonele. Vreau ca atunci când intri pe Jamila Cuisine să găsești câte puțin din fiecare zonă. Ce șansă avem fiecare dintre noi să ne iasă cozonacul? Toate șansele, dacă intrăm pe Jamila Cuisine.ro și ne uităm la cozonacul fără frământare. Care există a fost, așa ceva? Da, există un cozonac fără frământare, wow. Haideți să mai spargem câteva mituri, că... Vă aduceți aminte cu cozonacul. Trebuie, păi trebuie să... Căldură în cameră. Exact. Să nu mii, să nu răsufli, să nu respiri. Că Doamne, dar nu intra nimeni în bucătărie la noi înainte de Paște. Vă aduceți aminte, mama de dimineață țipa, până noapte. Când da. Deschideam ușa la bucătărie, o așa... Închide ușa, închide la cozonac. Exact. Cozonacul a luat înapoi, te omor ingredientele. Am pus nu știu câte ouă. Ok. Am făcut o rețetă unde am luat aluatul de cozonac, l-am amestecat, pur și simplu și am dat cu el în frigider. Toată lumea era siderată. Cum să pui aluatul în frigider? Că el trebuie să stea la cal, la 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 la. Așa este. Nu. Poate dospi foarte ușor, foarte bine, pentru o perioadă lungă de timp, în frigider, la o temperatură foarte joasă. În frigider avem între 2 și 4 grade. Și îl pui seara și dimineața îl găsești da, crescut? Da, îl pui seara, dimineața el și crește și atunci glutenul ăla din făină se dezvoltă pe timpul nopții, fără ca tu să mai frămânți. Deci ceea ce faci tu manual în 20-30 de minute, o oră cât frămânți la el, face frigiderul în locul tău peste noapte. Că încep să fiu atentă. Deci că... Nu, dar aluatul ăla are ceva special față din aluatul de cozonac? Este aluatul clasic de cozonac, pe care adică doar amesteci. Zahăr, făină... Da, zahăr, ouă, făină, ouă. Lapte, unt. Și drojdie, evident, ca să crească. O cantitate mult mai mică de drojdie, pentru că nu are nevoie de atât de multă drojdie, având în vedere că îl lăsăm 12 ore la frigider. Rețeta asta, sigur, n-ai găsit-o undeva. Nu, pentru că străinii nu fac cozonac. Și atunci zic, băi, bun, dacă merge, hai să le arătăm oamenilor, să vadă că pot să scape de frica asta cozonacului. Gustul? Nu se schimbă gustul, e fix același lucru. Nu vom frământa deloc, amestecăm pur și simplu totul până când vom obține o compoziție omogenă. Este foarte important ca aluatul să stea 12 ore la frigider, în acest fel, glutenul din făină se va dezvolta, iar cozonacul va deveni pufos. După 12 ore, aluatul este gata. Arată exact ca un cozonac obișnuit, cel pe care îl frământa mama noastră cu orele. Acasă asta e problema noastră. Că dacă am greșit, ne-am supărat, am aruncat totul în coșul de gunoi și nu facem nimic. Da. Nici nu mai refacem rețeta, mai bine cumpărăm, că ne se pare că e greu și nu se poate. Mergem la fast food. Sau așa. De ce aș mai avea răbdare? Dar toți mergem la fast food, că și noi mergem la fast food și e imposibil. Cei care zic că nu merg la fast food, merg la fast food și nu recunosc că fac asta. Dar nu asta e problema. Ideea e să mâncăm cât mai mult acasă. Noi și să facem cât mai mult lucrurile noi, pentru că atunci dar știm exact... Dar timp, suntem obosiți, nu avem chef de spăla vase, sunt 1000 de argumente. Știu. Dar ce vrea lumea să știe? Ce te întreabă? Dar mă întreabă din prima. Ies din cabinetul medical la doctor cu un morman de analize și ce aveam atunci de făcut și cineva m-a oprit să mă întrebe de ce nu ieși nu știu ce rețetă. Și oamenii mă întreabă direct, nici măcar nu. Jamila, mai ce drept, stai să spun, nu am făcut de la tine, nu știu ce și nu mi-a ieșit. Așa, asta este conversația noastră. Atât de prietenă mă consideră ei pe mine și atâta încredere au și atât de mult le place de mine, încât nu consideră că ar trebui să fie mai rezervați. Când am lansat prima carte de bucate, a venit un băiețel și atât de tare m-a strâns în brațe. Și atât de iubitor a fost și eu. Eram însărcinată cu Sara la momentul ăla, m-a topit. Mi s-a părut extraordinar că un copil atât de mic, care mă urmărea cu mămica lui, se uitau amândoi pe YouTube, pe telefon seara, nu se mai uitau la desene animate și la ce se mai uita el ca să adormă, se uita la Jamila. Îi punea mami două rețete, se uita la Jamila și adormea. Și ea ia drumul foarte relaxat, uitându-se la ceva cu ciocolate, evident, poate că asta le acum face plăcere. Acum îmi dă să faci un fel de stand-up comedy, să știi. Nu pot, că nu-mi place să vorbesc în fața multor oameni. Sunt foarte timidă și urăsc să vorbesc în public. Evit să vorbesc în public și urăsc chestia asta și mi se pare că transpir și că se vede și că îmi tremură vocea și că nu-s bună de asta. Îmi place să cred că am un simț al umorului foarte dezvoltat și asta mă ajută să trec peste toate nebunile și peste viața asta mea tumultoasă, pentru că nu e deloc ușor să fii. Ai ce viață tumultoasă? Pe bune, te muți din sufragerie în bucătărie.
bucătărie non-stop și ce mai fac curez pentru asta. Da. La un moment dat îmi spuneau, dar tu ce faci toată ziua? Și tu gătești toată ziua. Toată lumea crede asta, că eu toată ziua stau băgată într-o bucătărie. Deci nu faci asta? Nu. Nu stau toată ziua acolo pentru că n-aș putea să fiu Jamila dacă aș fi făcut asta. Deci dacă aș fi făcut doar asta, rămâneam Janina, care gătea pentru soțul ei marocan. Așa e. Așa, și se bucura familia ei de rețete și de mâncare și atâta tot. Când am dat seama de potențial, deja... Ați furat startul. Am furat startul și am ce era de făcut. Am făcut un lucru care ne-a ajutat foarte tare la momentul ăla. Am investit în noi. Am investit în calitate. Fiecare bonus pe care noi l-am câștigat din colaborări a fost reinvestit. Nu ne-am dus în vacanță cu banii ăia, deși aș fi vrut să fac asta. Am zis, nu, ne mai cumpărăm o cameră, ne luăm o lavalieră, ne luăm o lumină, Am investit și am reinvestit și am reinvestit și am reinvestit. Deci ai două cărți, 700 de rețete, un milion de oameni care stau cu ochii pe ceea ce publicați. Sunt un milion pe YouTube, sunt un milion pe Facebook, sunt o jumătate de milion pe grup, sunt vreo 100.000 de oameni, 120.000 de oameni pe Instagram. Sunt mulți. Sunt convinsă că au început și copiile, da? Mai mici, mai mari, adică sunt convinsă că rețetele au început să se distribuie. Da, sunt canale, dar n-am o problemă cu asta. Sunt multe canale care au venit după mine, majoritatea și fac aceleași rețete. În principiu, da, adică fac și ei sarmale cozonat și ce am făcut și eu, că era imposibil să nu-și facă, dar e ok. Cred că ar trebui să găsim propria identitate. Eu asta tot timpul i-am sfătuit pe cei care au venit după mine. Încearcă să faci ceva care să te diferențeze pe tine de Jamila. Să nu zic, a, păi da, mă, dar lasă că asta face și Jamila, de ce mă uit la tine? Nu asta ți-e scopul. Nu știu, să vină cineva să ne facă rețete, strict rețete fără gluten. Fără gluten, da. Exact. Încă nu e nimeni? Nu. Sau rețete pentru dietă. Aș vrea să vină, nu știu, o fată, un băiat, să învețe pe oameni să mănânce, nu știu, pentru cei care fac antrenamente, de exemplu. Am înțeles că am început câteva canale. Să avem diversitate. Auzi, nu o să mă ierte niciun iubitor de rețete Jamila Cuisine. Dacă eu, vorbind acum cu Jamila însăși, așa, care apare atât de rar, aproape deloc, cred, povestind despre ea și da, sunt destul de discretă, eu nu-mi place să... Dacă nu întreb ce mâncăm într-o masă festivă? Cred că trebuie să mâncăm ce ne place nouă, nu trebuie să mâncăm ceva anume pentru că... Nu trebuie că... să mâncăm ce-i place musafirului? Nu, dar putem să-l întrebăm ce-i place, că adică am vrea totuși să mănânce ceva la noi. Atunci, care ți se pare că e marele atu al bucătăriei românești pe care noi nu-l folosim și nu-l exportăm, apropo de cultură a gătitului? Da, noi cred că ratăm multe lucruri. Brânza noastră, care este absolut genială, care concurează cu brânza feta grecească oricând, la orice oră din zi și din noapte. Sau brânza de burduf. Toate tipurile noastre de brânză și urda este extraordinară și brânza noastră dulce este extraordinară. Urda se mai regăsește undeva într-o bucătărie? Adică se mai prepară undeva genul ăsta de... Mi se pare că se face, da, este ricota italienilor, care este similar, dar nu are același gust, nu se face chiar ca la noi. Se mai face prin Balcani. Dar brânza noastră, Telemea, este extraordinar de bună. Cea de Sibiu, pe care o știți și ați văzut, este extraordinar și concurează cu succes cu feta grecească. Am fost la un târg la Milano, la un târg gastronomic, unde erau expozați din toate țările. Erau și din România câțiva, dar am fost atât de tristă când s-a terminat târgul, pentru că mi-am dat seama că noi avem atât de multe produse extraordinar de bune, dar nu știm să le punem în față, să le arătăm și celorlalți. Brânza. Cârnații noștri de pleșcoi, care sunt iarăși foarte buni, altfel decât restul. Se pot transporta și în țări străine, dar nu ajung. Avem peștele nostru afumat, care la fel este super, super bun. Nu-l exportăm. Avem foarte mult, avem micre, avem multe lucruri pe care am putea să le dăm și altora să le vadă. Dar ca mâncare gătită, ce ne diferențiază? În afară de carnea de porc pe care am avut-o vedetă de multe ori. Da, și o folosim foarte des. Folosim foarte mult. Avem mâncăruri similare cu cei din Balcan și atunci toată lumea ne spune, noi nu avem bucătărie tradițională. Da, exact. Că sarmalele sunt, că zacuscă mai face și X și Y, că sarmalele sunt turcești, că musaca fac și grecii. Ideea care este că chiar dacă sunt preparate similare, cele în românești au alt gust, au alte ingrediente. Sarmalele turcești n-au carne de porc, Turcia fiind o țară musulmană, clar, nu. Ei pun orez și stafide. Noi nu punem stafide, clar, exact. Nu folosim aceleași condimente. După aproximativ 5 ore, sarmalele sunt gata. Cam așa vor arăta sarmalele fierte în dovleac. Dacă doriți, le puteți servi la masă direct din dovleac, iar musafirii vor fi impresionați. Sper din suflet să vă placă și vouă această rețetă deosebită și să o încercați și voi de sărbători. Dă-le oamenilor o umplutură specială pentru cozonac. Eu fac o umplutură cu migdale mărunțite și cu ciocolată topită.
putem să facem orice fel de umplutură până la urmă. Merge și un cozonac cu brânză. Acum e Pasca, dar putem să facem umplutura aia de brânză dulce pe care o punem în Pasca, să o punem și în cozonac. Cât de mult contează, că asta am auzit întotdeauna la bunica, la mama, că nu-i bun cuptorul și de aia n-au crescut sau de aia s-au prăbușit cozonacii. Contează foarte mult cuptorul? Contează, cred că, mai mult temperatura și contează să-l cunoaștem noi. Atunci când tu îți cunoști cuptorul și știi că la 180 de grade ți arde, știi că poți să-l dai la 170-160 să nu-ți mai ardă. Scrie în rețetă 180, ok, bag și-o la 180 ca așa zice Jamila, dar cuptorul meu nu e ca al Jamilei. Clar nu. Cozonacul la ce temperatură se coace? Eu îl pun la 160 de grade, chiar 155 și las o oră, o oră și un pic. Uh-huh. Iar altă greșeală pe care o facem, o lăsăm o oră și dacă a trecut o oră l-am scos imediat. Nu, îl verificăm. Orice preparat se verifică înainte, nu îl scoatem. Cu celebra scopitoare? Cu celebra scopitoare putem să-l și batem ușor, că el trebuie să sune un pic gol, ca orice pâine trebuie să sune un pic gol. Dar tu chiar coci pâine acasă pentru copii, de exemplu? Nu, din păcate nu vreau să min, nu coc pâine acasă, nu mai coc pâine acasă. Îl pun într-o tavă pentru cozonac. Îi voi da acum la cuptor, în cuptorul preîncălzit. Cozonacul este gata, îl voi lăsa acum să se răcească pentru cel puțin o oră. Arată minunat, se desface în fâșii, este foarte aromat, este plin de umplutură, nu se face greu, așa că sper din suflet să-l încercați și voi de sărbători și să vă placă. Deci, doamnă, ne-ați adus la restaurant. Da. Mă gândesc așa când chemați lumea la masă, după ce, în fine, se gătește de două ori la fel? Nu. Nu. Dar sunt preparate pe care le fac cam la toate petrecerile, de exemplu. Toată lumea vrea humusul făcut de Jamila. Deci ați stricat giuleștiul. Cine mai mânca humus în giuleștiul până la Jamila? Toată lumea mânca fasole. Toată lumea mânca fasole bătută. Fasole bătută, sănătoasă de-a noastră, că și bunica mea făcea fasole bătută și era minunată și era foarte bună. Acum toată lumea vrea humus și mama și până și ai mei sunt fascinați de condimente. Mama de fiecare dată când eu îmi fac un amestec de condimente acasă, îmi spune să-mi faci și mie, te rog, amestecul ăla de condimente, îl vreau și eu, vreau și eu un pic, îmi pui și mie în borcanel să am și eu acasă. Ce facem cu resturile din frigider? Se aruncă atât de multă mâncare și deja începem să înțelegem că planeta asta ne trage palme peste ceapă, că poate ne trezim. Încât sunt bucătari mari, în fine, care sunt cunoscuți. Da, Jamie Oliver face, exact, face cu asta. Da. E de făcut. E de făcut, am e nivelul următor. Și asta e de făcut. Românul mai are o problemă și mi s-a întâmplat să mi se spună că eu nu mănânc resturi, eu mai bine le arunc. Încă trebuie să-i convingem pe oameni că nu este ok să aruncăm. Cei 45 de ani de comunism, care acum, în fine, după ce am scăpat de ei, ne-au lăsat așa să ne umplem coșurile fără limite. Dar mi-aduc aminte că nu mai știu exact ce rețetă am făcut cu, cred că banana bread, cu bananele pe care le aruncăm că se negresc. Exact, se negresc. Și mi-a spus cineva, dar ce, o câine să mănânc resturi? Dar eu le arunc de încolo de banane. Peste banane vom adăuga crema. Voi decora cu firimiturile de blat, pe care le-am păstrat mai devreme. După ce a stat la frigider, am feliat mușurul de cârtiță, arată foarte, foarte bine. Cumpărăm mâncare la ofertă, dacă ați văzut 8 plus 2 iaurturi și sigur mama lor de iaurturi rămân în frigider alea două. Păi ce facem cu ele? Le aruncăm. Nu, dar ce am putea face? Prăjitura cu iaurt și fructe este gata, arată minunat, are foarte multe fructe, nu are nevoie de coacere și este foarte răcoritoare. Dacă o ascult vorbind despre mâncare, despre familie, despre bunica din Oltenia, înțelegi ce au găsit românii la ea. E o persoană care poate că e sofisticată, dar nu arată. E o femeie educată care nu face niciun fel paradă de ceea ce a învățat. E un om care atunci când intră în bucătărie se vede de la kilometri distanță că iubește ceea ce face. Nu încearcă rețete pe care nu le-a verificat înainte. Nu face lucruri care nu-i plac. Sunt leu. Leu. Mă gândeam că sunteți o zonă mai de pământ, așa, care ia fiecare... Sunt leu și sunt orgolioasă și îmi place să-mi păstrez imaginea, îmi place să nu mă asociez cu oameni care mi sunt nocivi și nu mă ajută, îmi place să mă asociez cu oameni de la care am de învățat. Fiecare om pe care îl întâlnim ne schimbă într-un fel. Ai noștri, prieteni, rudele, până și un străin care poate ne zâmbește în ziua aia și noi suntem praf. Dar e Jamila praf vreodată? Că pare că sunteți motor. Da, perpetuum mobile. E și Jamila om. Că asta le zic, spuneam la un moment dat. Am și un moment în care, da, sunt poate demoralizată, obosită, nedormită, sunt copiii bolnavi, răciți, n-am dormit toată noaptea, am 10.000 de proiecte, îmi sună telefoanele că nu știu ce n-am mai făcut, n-am... Cât de des trebuie postat ca să ții comunitatea aproape, să nu te părăsească, să nu-și caute alte variante? La mine nu mai contează, exact, nu mai este periculos, dar tot postez cel puțin de 2-3 ori pe săptămână, măcar de 2 ori.
Păi și postările astea înseamnă înregistrări, înseamnă da. Să fii în formă, să poți da. Să povestești, să poți să gătești, că de fapt nu-ți face da. Nimeni, trebuie să faci tot. Nu, trebuie să fac tot eu și până și ingredientele, nici nu las pe cineva să-mi pună ingredientele. Pentru cine merge la cumpărături? Noi. Îl mai pun pe soț acum de când cu copiii și dacă l-am pe cel mic cu mine, o să l-am trimit cu listă, mă sună pe dacă cumva nu găsește ceva fancy, nu știu, l-am trimis eu după soț de stridi și mă sună pe un program de pe soț telefon. De ce? De stridi? De stridi. Și unde se... De stridi, în supermarket, în supermarket la raionul de produse chinezești. Aha. Și ca să fie sigur că ia ce trebuie, da. Îți amintă sosul și îl pune în căruț și atunci așa facem cu, nu știu, vreau un anumit unt sau mai știu S-a întâmplat să nu vă iasă? Să le repetați? Da, s-a întâmplat, dar tocmai pentru asta le și testez, ca să, dacă nu-mi ies mie, atunci nu fac rețeta. Deci o modific până iese ce trebuie, dacă bine, nu trebuie, nu fac. Bine, e frumos când îți iese la repetiție și nu-ți mai iese la filmare. Asta adică nu mi se întâmplă. Asta nu mi se întâmplă. Asta mi-a ieșit, norocul omului care da. Iubește ce face. Asta dacă mi-a ieșit odată, mi-a ieșit și la rețetă și e ok, n-am nicio problemă. Dacă mi se pare mie că nu e ok, mai bine o filmez sau o modific sau fac ceva să fiu sigură că iese bine. Dacă nu iese bine, nu 700 de rețete. Mergem spre 1000, clar că aveți o listă de așteptare. Nu se vor termina? Îmi place să cred că nu, pentru că tot timpul găsim, ați văzut atât de diverse bucătării, că așa e și evoluat, încât putem să facem o pizza în 10 milioane de feluri. Nu? La ce te gândești când gătești? Adică, ca un om care stă mult în bucătărie, sunt timpii aia morți în care fie durează mai mult frământatul sau amestecatul? Pentru mine e terapeutic, pe mine mă calmează, mă liniște, dacă am o zi foarte grea. Mă duc în bucătărie și încep să gătesc ceva, orice nu contează. Mă uit în frigider, văd ce am și atunci și mă liniștesc în perioada aia. Adică cât îmi tai legumele și carnea și îmi fac și poate chiar și mai spăl câteva vase, atunci sunt eu cu mine, în capul meu, îmi fac planul, mă liniștesc, e ok, nu e nevoie să mă supăr, să zic vreun cuvânt urât. Am auzit tot felul de idei din astea foarte rafinate apropo de felul în care se gătește, că energia, că ce, bine, că mâncarea preia din ceea ce trece primi. Ei, da. Și eu cred asta, că punem în mâncare energia noastră și dacă e pozitivă, o punem pe cea pozitivă, dacă e negativă, o punem pe cea negativă și atunci nu ne iese. Doamnă, că mă uit la dumneavoastră aproape că îmi vine să pun aluatul de cozonac în frigider. Că mă faceți, la cum vă strălucesc ultima, face să cred că o să crească până mâine dimineață. Pentru că eu chiar cred în rețetele astea, pentru că le-am testat și comunitatea mea le-a testat atât de mult de-a lungul timpului, încât nu poate nimeni acum să spună, băi, nu-s bune. Adică am confirmarea lor zilnic. Că rețetele astea ies, doar dacă intru pe grup acum, sunt mii de postări cu tot felul de rețete făcute de oameni simpli, de acasă, care n-au nici bucătăria, nici echipamentul Jamile, nici nimic, nimic, nimic. Ei acasă, la ei, singurei, cu laptopul în față sau cu telefonul sau cu tableta, fac și gătesc după Jamile. Mă gândesc eu acum la bunica de la Craiova, care din când în când mai iese din casă sau, în fine, mai are da, niște iese. Prietene. Oare cum le povestește ea ce e nepoata ei? Da, bunica este, nu știu ce să vă zic, cred că sunt o zeitate pentru ea să mă și sunt și prima ei nepoată, mă și iubește foarte mult, tot timpul am fost nepoată, prima ei nepoată și nepoata preferată, așa cum este și Sara pentru mama. Și mama nu mai vede pe nimeni decât pe Sara, așa și bunica cu mine și când mă vede pe la televizor, vă dați seama. Copiii mei au bunicilor, știu despre ce vorbim. Vedeți? Exact la fel. Aproape că sunt geloasă câteodată. Dacă mă vede la televizor, vă dați seama că de fiecare dată plânge și de fiecare dată e atât de emoționată și se uită și spune că ea m-a crescut. Și așa bunica. Da, bunica m-a și crescut până la 7 ani, am crescut la bunicii mei materni. Și pentru mine bunica e mama, e a doua mea mamă, sau cred că e mai bine prima mea mamă, pentru că pe mama o vedeam destul de rar la momentul ăla. Și oarecum am deschis ochii pe ei mei, pe bunicii mei materni. Am suferit foarte tare după bunicul meu când a plecat dintre noi și am rămas cu bunica, pe care sper să o mai am mulți ani de acum încolo, să vedem cât o să vrea Dumnezeu, dar o iubesc foarte mult și am o iubește pe mine la fel de mult. Prăjitura persoană s-a răcit în totalitate, așa că am putut să tai și o felie, arată minunat. Eu am decorat-o cu puțin fistic și cu câteva petale de trandafiri, dar o puteți decora după cum doriți. Este foarte, foarte pufoasă, are o aromă minunată de fistic și trandafir și un gust pe măsură. Sper din suflet să încercați și voi această prăjitură orientală și să vă placă! Deci ea se uită pe înregistrări, vede rețete, sună vreodată să spună că ar face altfel? Nu. Dar n-are curaj, nu drăznește să zică vreodată, nu. E foarte mândră când o sun să o întreb, am făcut o strupelă cu pui și a zis, hai să o sun pe mama ei, să o întreb. Și începe și îmi povestește, mă ține la telefon o jumătate de oră și îmi povestește ea cum ar trebui să facă și totul e după ochi, că ea toate le face după ochi. Ce să facem? E super o boală națională. Da, ea e foarte mândră de mine și de carte de bucate, i-am trimis-o, i-am scris. Vă dați seama că arătat la ea în sat, arătat la toate vecinele cartea de bucate, s-a dus fain frumos cu ea și i-am trimis-o și pe a doua, apoi prin curier și a văzut-o și a arătat-o la toată lumea ce are face nepoata ei. Îi spun vecinele că a fost-o pe Gianina,
că eu sunt Gianina pentru la vostru, pe Gianina la televizor, vă dați seama. Dar mâncarea e o bucurie, adică... Asta este, că e o bucurie. Dincolo de necesitate, e o bucurie, e o mare plăcere, mare plăcere ale vieții. Asta zic, ar trebui măcar să încercăm să mâncăm mai... Mi se pare că mâncăm mult, noi români, în general. Mâncăm și multă pâine. Cred că suntem singura nație care mâncăm o pâine la o masă, ceea ce mi se pare groaznic și oribil și nemai văzut. Nu înțeleg de ce mâncăm o pâine la o masă. Nu înțeleg de ce mâncăm pâine cu cartofi, piure, cu pilaf de orez. Ca și pentru că așa am fost crescuți. Nu? Și azi ia cu pâine, ca să țină de foame. Și așa ne spune și plus că nu mai e nevoie să iei pâinea pe cartelă, e la liber, poți să iei un coș. Pentru că trebuie să mai așteptăm să mai treacă o generație, două, până o să înțelegem că poate dacă ai cartofi sau orez, nu ne mai trebuie și pâine. Pot înțelege la oameni care chiar au probleme cu banii și chiar trebuie să lungească ciorba să aia compenseze și să, exact, să compenseze cu ceva. Dar de obicei, tot cei care au posibilitate financiară suficientă, tot mănâncă mult, dar din aceeași obișnuință. Francezii mănâncă mult mai puțin ca noi, dacă ați observat. Porțiile lor sunt mult mai mici decât ale noastre. Italienii mănâncă foarte multe paste. Dar nu mănâncă paste cu pâine, nu mai adaugă după aceea și nu mai știu ce alte nenorociri și grăsimi. Continua uimire este că ce sunt slabi italienii dacă pentru totuși că mănâncă știu paste să mănânce mereu. Se spune că mâncarea fără sare, dacă o gusti și are gust și îți explodează în gură tot felul de arome, ea e corectă. Sarea trebuie să o pui la sfârșit, nu sarea trebuie să-i dea gustul. Așa este? Eu cred că sarea este importantă totuși. Într-adevăr. Deci mâncarea trebuie gustată după ce ai pus și sarea. Da. Și mâncarea trebuie gustată tot timpul. Adică din momentul în care carnea ta ți-e gătită și nu e pericol să iei vreo bacterie, de exemplu, că atunci, de exemplu, la pui nu putem gusta mâncarea cât puiul este crud. Nu cred că ar trebui să gustăm doar la final. Pentru că la final o să ne fie mult mai greu să mai dregem mâncarea dacă am greșit-o. Oare cât ați putea vorbi, doamnă, despre mâncare? Cred că tot timpul. Adică dacă aș avea câteva zile și aș putea sta la o masă cu dumneavoastră sau cred că cu absolut oricine, aș putea vorbi doar despre asta, fără să mă și repet, cred. Asta după ce am avut această masochistă întâlnire în care am stat în fața unor farfurii albe și a unor tacâmuri, exact. Da, în care nu s-a întâmplat nimic în stilul Jamila cu adevărat. Am văzut cu ochii minții. Cât e terapeutic să stea o femeie în bucătărie într-o zi? Cât vrea ea și dacă ea vrea. Am văzut că sunt femei care mă întâlnesc cu foarte multe femei de carieră și se simt jenate. Sunt jenate că nu gătesc. Că spun, știți că eu vorbesc, dar nu gătesc. Nu e problemă, dar nu trebuie să gătească toată lumea. Ideea e că tu gătești dacă îți place să faci asta și gătești cât îți place. Dacă ai făcut o corvoadă din a găti și spui, iar trebuie să gătesc ceva, dar ce să mai gătesc, dar nu mai nimic, fac eu comandă ăstora și mănâncă de la restaurant, atunci nu e ok. Dacă gătești cât îți place ție. Cât ți se pare că e ok pentru tine, cât îți face ție bine, nu face din asta doar o obligație ca să hrănești populația din casă și atâta tot. Dacă faci doar asta, într-adevăr, o să ți se pară o corvoadă și o să te gândești la vase din chiuvetă și nu o să mai vrei să mai faci nimic. Doamnă, mi se întâmplă rar să știți că în fața dumneavoastră pentru mine toate lucrurile sunt clare. Cred că și dacă nu vă chema Jamila și dacă nu se numea tot proiectul ăsta datorat soțului dumneavoastră, Jamila Cuisine, n-ați fi fost niciodată Gianina din Giulești. Îmi place să cred că așa e, că nu aș fi fost niciodată doar Gianina din Giulești. Care... Cum îl cheamă pe soțul care a construit intuitiv acest proiect? Pe soțul meu îl cheamă Mohamed. 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 Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Acesta este butonul de aur de la YouTube, butonul de 1 milion de abonați. Fiecare dintre voi are câte o părticică și pentru asta vă suntem foarte recunoscători. Așa că vă pupăm până data viitoare! La revedere!